ziua, vă salut, Tatiana! Astăzi vom începe un nou proiect și anume o floare foarte frumoasă și ușor de realizat, o floare pentru aplicații. Pentru aceasta vom avea nevoie în mod obligatoriu de culoare verde și de o altă culoare, care doriți dumneavoastră. Eu am ales culoarea alb, voi lucra cu crușetul cu numărul 2. Voi începe în cercul magic, cum vedeți, voi lucra pentru început un prim picioruș. Voi face un picioruș scurt aici pentru a da mai multă stabilitate lucrării, după care voi continua cu 1, 2, 3, 4 ochi de lanț, care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi lua firul de două ori de crușet. Voi intra în interiorul cercului magic și voi face un picioruș dublu, firul pe croșet de două ori, voi intra în cercul magic, voi face din nou un picioruș dublu. Vom continua în felul acesta până când vom avea un total de 24 de piciorușe duble, inclusiv primul picioruș format din ochiurile de lanț. Deci 24 piciorușe duble înalte. Iar noi ne vom reîntâlni. Lucrate cele 24 piciorușe duble înalte, vom închide rândul în cel de-al patrulea ochi de lanț din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. În corespondența aceluiași picioruș vom face un picioruș scurt. Apoi, în corespondența următorului picioruș, un picioruș scurt. Deci, pentru acest rând, în corespondența fiecărui picioruș dublu înalt, noi vom face un picioruș scurt. Vă rog să mă scuzați dacă m-am dus un pic. Aveam terminat de filmat pălăria, cea pentru toate zilele și sunt un pic obosit. Deci vom continua cu piciorușe scurte. Odată lucrat ultimul picioruș scurt, vom trage firul în felul acesta, întoarcem lucrul pe dos. Vom intra în corespondența următorului picioruș și vom extrage firul în felul acesta, vom închide, voi lucra două piciorușe, două ochiuri de lanț. Astfel suntem siguri că lucrarea nu se va desface, voi scurta firul, voi închide și acest capăt îl voi ascunde aici, în modul în care să nu se observe. Apoi voi proceda și cu capătul de fir de la cercul magic. După cum vedeți, am încheiat în modul în care nu se observă unde am terminat rândul și l-am încheiat. Voi lua de culoare albă, voi face un ochi de lanț și voi intra în unul dintre piciorușele scurte, voi extrage acest fir. Scurt. În corespondența acelui aș picioruș vom face un picioruș scurt, apoi 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, firul pe croșet de două ori. Voi intra în corespondența acelui aș picioruș și voi face un picioruș dublu înalt. Voi închide. În acest moment voi lucra una, două ochiuri de lanț, firul de croșet și voi intra aici, în mijloc, și voi lucra un picioruș dublu, 1, 2. Trei.
În interior, vom face un total de 7 piciorușiri duble aici. După care, ne deplasăm în corespondența următorului picioruș scurt. Vom face un picioruș scurt. După care, din nou, continuăm 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Firul pătrușit de două ori. Vom intra în corespondența aceluiași picioruș și vom face un picioruș dublu înalt. După care, vom intra din nou 2 ochiuri de lanț, iar în interior vom continua cu cele 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum ne vom deplasa în următorul picioruș scurt și vom repeta din nou. Vom face un picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț, un picioruș dublu înalt în corespondența aceluiași picioruș. Închide cele două ochiuri de lanț și din nou în interior vom lucra cele 7 piciorușe duble. În corespondența fiecăruia dintre cele 24 piciorușe scurte, noi vom lucra această secvență. Deci, de 24 de ori va trebui să facem această petală. După cum ați văzut, nu este greu și apoi, bineînțeles, vom continua pentru că floarea noastră nu este gata încă. Dublu, voi închide totul în următorul picioruș scurt, un picioruș scurt și vom continua. Noi ne vom întâlni după ce vom lucra cele 24 petale. Am lucrat și ultima petală, acum voi închide și aceasta în primul picioruș scurt care l-am lucrat la începutul rândurilor. Începutul rândului, de fapt. Dacă vă amintiți, am făcut un picioruș scurt. Vom închide acest picioruș scurt. După care, în corespondența acestor ochiuri de lanț, noi vom face câte un picioruș alunecat. Pentru că aici ne va fi un pic greu. Poșetul meu este un pic cam greu de mânit. Ajunse în acest punct cu piciorușele alunecate, vom face două ochiuri de lanț. Vom lua următoarea petală, o vom așeza în acest mod. Vom trece prin ultimul ochi de lanț, prin cel de-al patrulea. Vedeți? Vom face un fir alunecat, două ochiuri de lanț. Voi trece la următoarea petală, voi intra în cel de-al patrulea ochi de lanț, voi face din nou fir alunecat, două ochiuri de lanț. În acesta noi vom aranja petalele și le vom stabiliza. Cu atenție, toate petalele să fie în aceeași direcție. Și în felul acesta vom continua până când vom ajunge la capătul rândului. Deci fir alunecat, două ochiuri de lanț și trecem la următoarea petală. Întotdeauna, cu atenție, să nu se lipsi nicio petală, să fie atente, dar noi vom continua să
singuri, ne vom reîntâlni. După ce am prins toate petalele de sub cutrejul, am ajuns în corespondența ultimei petale, am făcut ultimele două ochiuri de lanț, voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al patrulea picioruș scurt, de acum ar fi ca un picioruș scurt, din corespondența primei petale. Voi scurta firul și voi închide. Uitați-vă cât de frumos a ieșit de spate. Și acum vă arăt cum arată de față toate petalele puse în ordine. Aceasta poate fi o frumoasă aplicație, floare aplicație pentru o geantă, pe o păturică, diferite locuri. Voi ascunde și acest capăt de fir, îl vom scurta și uitați-vă rodicica noastră aplicație. Cine dorește, aici în mijloc poate să pună o mărgeluță. Sunt Adriana Andrie și vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale. La revedere!